Bună ziua! Vom face o retrospectivă a evenimentului Zilele Spitalului Municipal de Urgență Roman, aflată la prima ediție, care s-a desfășurat în perioada 19-20-21 mai 2016. Deschiderea oficială a manifestării a fost în data de 19 mai, unde invitații, oficialitățile au adresat un cuvânt de bun venit. Am mulțumit și în continuare mulțumim celor care ne-au sprijinit și ne sprijină în bunul mers al Spitalului Municipal de Urgență Roman. Astfel, mulțumim ordonatorului de credite primar al Spitalului, adică Primăriei și Consiliului Local Roman, Consiliului Județean. Ne pare rău de situația creată datorită faptului că doamna președinte a Consiliului Județean nu a mai putut ajunge, creindu-se astfel o sincopă. Fiind la prima ediție, poate unele lucruri, situații faptice, au fost omise de către noi, dar fără nicio intenție în acest sens. Cred în buna și eficientă colaborare a Spitalului Municipal Roman cu instituțiile importante ale județului Neamț, precum Consiliul Județean, Primăria Municipiului Roman, Prefectura, DSP, Casa de Asigurări. Această colaborare este pentru eficientizarea și eficacitatea actului medical. Seara de 19 mai a continuat cu prezentarea istoriei spitalului, unde domnul dr. Dan Arvătescu ne-a purtat în timp de la înființarea spitalului la Roman din 1798, arătându-ne că medicina a avut și are o tradiție de sute de ani la Roman. Apoi, domnul profesor dr. Lucian Strochi ne-a vorbit despre medici, scriitori și scriitori medici. A urmat sesiunea de istorie a medicinei, management sanitar și legislația sanitară. În cursul zilei de 20 mai s-au desfășurat sesiunile de prezentare de lucrări pe cele două secțiuni, asistenți și medici, lucrări ce au început la ora 8:30 și au ținut până la 17:30. Scopul manifestării a fost de a încuraja cercetările și performanța în domeniul medical, de a oferi participanților oportunitatea de a stabili și dezvolta noi colaborări. Am avut invitați pe doamna profesor dr. Haba Danisia, de la Catedra de Radiologie și Imagistică Medicală UMF Iași, de la Spitalul de Urgență Nicolae Oblu, neurochirurgie, care ne-a introdus în tainele radiologiei intervenționale. Un alt invitat a fost doamna dr. Georgeta Ursu, medic primar, cardiologie, Spitalul de Urgență Profesor Agripa Ionescu din București, care ne-a prezentat lucrarea tromboembolismul pulmonar masiv cu trombi în tranzit. Și sesiunea asistenților medicali a fost una deosebită. S-a pus accent pe rolul și importanța comunicării în relația asistent medical-pacient, comunicarea, factor esențial terapeutic sau puterea cuvintelor, element terapeutic în vindecarea pacienților și multe alte lucrări deosebite. Și cum orice eveniment se încheie cu o seară festivă, aceasta s-a desfășurat la Castelul Miclăușeni, unde a avut loc și o manifestare cultural-artistică cu invitați de la Universitatea Craiova, profesor universitar dr. Florea Firan și profesorul dr. Lucian Strochi de la Piatra Neamț. Orchestra de cameră de la Filarmonica Iași, a fost expoziție de artă plastică romașcană organizată de Societatea Culturală Clepsidra Roman, expoziție de carte cu vânzare organizată de editura Scrisul Românesc Craiova și editura Papirus Media Roman. În final, dorim să mulțumim și tuturor colegilor care s-au implicat în acest proiect și totodată sponsorilor, fără de care nu am fi putut susține evenimentul. Un alt proiect care am reușit să-l finalizăm și dorim să-l inaugurăm este reabilitarea termoenergetică și modernizarea secției de psiatrie. Vă invităm în data de 2 iunie la inaugurarea secției de psiatrie. Dacă sunt întrebări. Doi iunie. Ora 12. 12. Ora 12. S-a făcut reparații capitale la clădire, plus șarpanda și modernizarea întregii clădiri, interior, tot ce înseamnă modernizare.
costurile las pe domnul director. Da, deci costurile sunt aproape de 10 miliarde în total, însemnând șarpantă, reabilitare termică și reparații capitale interioare. Proiectul a fost unul mai deosebit în sensul că toate instalațiile, noile instalații care dispune această secție după noile norme ale ISU și sistemele de supraveghere și de monitorizare au trebuit avizate și să știți că urmează să primim, am avut săptămâna trecută ultima vizită de autorizare de la ISU, urmând să primim autorizația pentru această clădire, deci vă dați seama, e un lucru extraordinar de bun să știm că o clădire are toate avizele și funcționează după normele, ultimele norme în domeniu, atât medic-sanitar, cât și din protecție a incendiului și siguranței pacientului. Ce ar mai rămâne de modernizat în spitalul Roman odată cu încheierea secția de orele, secția anatomie patologică, secția recuperare fizică și endocrine. Că nici endocrinele n-au fost... Ce soluții de amplasare a secției de îngrijiri paliative veți găsi în condițiile în care Ministerul va respins proiectul de amplasare a ei în locul farmaciei, susținând că este nevoie ca această secție să fie în incinta spitalului și nu în amplasare? Nu. Ministerul ne-a recomandat că nu poate funcționa separat de spital, dar cum sunt atâtea centre paliative în țară, unde nu sunt în cadrul spitalului, nu văd de ce n-am primit aviz pentru încăperea de la farmacie, încăperea policlinicii. De fapt. Nu, vom aduce argumente. Nu, vom aduce argumente. Noi am primit acea adresă săptămâna trecută. Chiar am vorbit cu domnul director și urmează să mergem la minister să aducem argumente că poate să funcționeze și în încăperea din policlinică, fiind în curtea spitalului. O altă soluție, dacă asta, să spunem din absurd, că ar fi respinsă, de soluții se pot găsi, să modifici circuite sau să relochezi secțiile. Dar vă dați seama că dacă am luat în calcul cazul unor spitale care au în aceeași curte mai multe corpuri și care funcționează secții separate de... nu e vorba de o distanță foarte mare, este în incinta spitalului și noi credem că în final nu va fi asta neapărat o problemă, având în vedere că spațiul este unul cu acces facil, un spațiu care este cu toate condițiile care chiar mai bun decât în alte locații. Da. Plus că acest spațiu din policlinică ne dă și posibilitatea să avem 15 paturi. În cap 15 paturi. Noi am pornit cu 10 paturi și ultimul memoriu care l-am făcut, chiar am modificat de la 10 paturi la 15 paturi. Tocmai este necesar. Sunt foarte mulți pacienți aflați în fază terminală care trebuie să îngrijiți paliativ. Iar costurile pe secție sunt foarte mari. Încât de asta spun, vrem să mergem și să aducem argumente că e locul cel mai... Am înțeles că nu s-a rezolvat încă nimic cu salvarea fiului, deși ISU tot promite și spune că e chestiune de zile, iată că au trecut luni. Da, noi chiar ieri am primit o adresă de la Ministerul Sănătății, Serviciul de Medicină de Urgență. Dau citire. Având în vedere interpelarea formulată de domnul senator Chelaru Ioan, referitoare la operaționalizarea unei ambulanțe de terapie intensivă mobilă tip C1 în zona municipiului Roman, DSU propune pentru realizarea activității echipajului TIM, în conformitate cu prevederile legale, ca ambulanța de terapie intensivă mobilă C1, pusă la dispoziție de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Petrodava Neamț, să funcționeze în cadrul unui punct de lucru al UPUS MURD din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, care să fie înființat în sediul Spitalului Municipiului Roman, Spitalului Municipal Roman. Personalul care deservește ambulanța TIM C1 poate să fie reprezentant de medici și asistenții medicali angajați cu normă de bază în cadrul Spitalului Municipal Roman, cu
pun condiția ca aceștia să încheie un contract de muncă cu timp de lucru parțial sau un contract de prestări servicii cu Spitalul Județean Piatra Neamț pentru activitatea desfășurată pe ambulanța SMURT din cadrul viitorului punct de lucru din Roman al UPU SMURT SJU Piatra Neamț. În acest sens, UPU SMURT din cadrul Spitalului Județean Piatra Neamț va înainta o solicitare comisiei interministeriale pentru suport tehnic în vederea obținerii avizului pentru înființarea unui punct de lucru la Roman și a unei noi linii de gardă, având ca scop operaționalizarea ambulanței. În cadrul ședinței Comisiei Interministeriale din 5-5-2016, membrii comisiei au decis că nu se poate aviza înființarea unui CPU SMURT, adică la noi, întrucât legislația în vigoare nu permite acest lucru, dar se poate înființa un punct de lucru al UPU Piatra Neamț în cadrul Spitalului Municipal Roman. În acest caz, se poate face gardă de ambulanță de terapie intensivă C1, pusă la dispoziție de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Petrodava Neamț, asigurând echipajul cu medicii de la Piatra Neamț sau cu medicii de la Roman pe norma lor de bază, cu condiția ca aceștia să încheie contract de muncă cu timp de lucru parțial sau contract de prestări servicii cu UPU Piatra Neamț. În acest sens, aceste demersuri se soluționează de Ministerul Sănătății. Referitor la aprobarea unei linii de gardă suplimentară pentru echipajul TIM, Comisia Interministerială este de acord cu solicitarea, dar cu mențiunea de a se încadra în limita bugetului aprobat. Noi, primind această adresă, plus că când am fost la videoconferință cu domnul doctor Arafat și dumnealui știa de această linie de gardă și au spus că se fac toate demersurile pentru înființarea celei de-a doua linii de gardă, numai că trebuie să avem răbdare. Nu. Deci ei fiind angajații Spitalului Municipal de Urgență Roman, ca să poată lucra pe mașina timp care aparține Spitalului Județean, trebuie să aibă un contract cu spitalul respectiv. Normal că nu poate să aibă normă întreagă, că norma întreagă este la noi. E contract pe timp parțial de muncă, adică strict pe orele care lucrează pe mașină. Mașina va fi tot de la 8 dimineața la ora 20, chiar pe cele 12 ore din timpul de lucru vor fi plătiți de către Piatra Neamț. Iar de Roman plătiți restul, deci norma întreagă care trebuie să o presteze pentru spital. Și unde vi se consideră vechime, muncă? În ambele locuri. Și la noi pentru norma întreagă și pentru timpul parțial la Piatra Neamț. Au fost de acord medicii cu... Medicii, da, au fost de acord. La punctul ăsta de lucru, stați un pic, eu așa am înțeles aici, punctul de lucru al lucru la Roman, ar fi de acord cu varianta asta. Ce înseamnă înființarea unui punct de lucru al lucru la spitalul Roman? Adică e mai simplu așa că văd că tot nu știu unei cozme. E o formă legală ca să poată să funcționeze totuși aceasta, s-a găsit o soluție, să zicem. Nu. Doar mașina rămâne la noi și atât. Atât, s-a da. Ca și până acum. Ca și formă legală, ca să aibă acoperire legală, deci, din punct funcțională. De vedere organizatoric, nu se schimbă nimic. De gardă decât punct de lucru. Păi punctul de lucru nu. E una și linia de gardă e o denumire puncte de lucru, dar nu va fi efectiv un punct de lucru. Fapt, adică fizic nu va fi. Fizic nu va fi, da, da. Poftim. Am condiții și punct de lucru sau a doua linie de gardă? Sunt amândouă incluse și punct de lucru, dar punct de lucru doar ca denumire, denumire de punct de lucru, ca să poată să permită existența acestei mașini în zona noastră și linie de gardă, a doua linie de gardă, adică e linia pe care se desfășoară activitatea acestor medici. Dar ele sunt obligatorii amândouă? Da, sigur, da, pentru că este practic... Punct de lucru și... Da, a doua, pentru că Piatra are linia propriu-zisă de gardă pe timp pentru zona lor, pentru zona Piatra și va mai înființa o a doua linie de gardă pentru zona Roman. Deci, tocmai să se știe că e pentru Roman, cu punct de lucru la Roman, să nu fie discuții da. Că să aveți două mașini și a fost nu știu ce accident și de când a venit și a doua mașină. A doua mașină este totuși la 45 de kilometri distanță și nu poate ajunge, pentru că la un moment dat au fost discuții și au zis că Piatra Neamț cu mașina dumnealor SMURD, TIM, acționează și pe raza municipiului Roman, ceea ce la noi niciodată nu a ajuns SMURD-ul de la Piatra Neamț. Bună, dacă într-o lună și jumătate s-a luat această decizie, adică s-a încălzit în ședință... Pe 5-a, ei spun. 5-a, da, 5-a... Dar...
Totuși este o mare realizare, să știți că s-a găsit și această formulă, pentru că suntem unici în țară. Pare... Sperăm în vreo două luni să obținem un răspuns, un aviz. Poate chiar și mai repede. Poate și mai devreme, noi sperăm. Da. Eu știu dacă s-ar implica pe această firmă, în vorba de Spitalul Județean Neamț, ar putea să fie lucrurile legate. Noi am apelat și la Consiliul Județean, am apelat și la prefectură, s-au implicat. De acum, implicarea este a Ministerului. Ultima aprobare de care mai avem nevoie este cea a Ministerului Sănătății. S-au făcut pe plan local toate demersurile, toate instituțiile au participat și au făcut toate demersurile. Această solicitare pentru a doua linie? Sigur că da. Păi, nu mai trebuie. Atâta timp cât domnul doctor Arafat la videoconferință a spus că știe despre această linie și că o să fie de acord, e de da. Durată. Îl lăsăm pe domnul director. Un subiect fierbinte. Da. Noi chiar săptămâna trecută am mai trimis solicitare către Consiliul Județean. Am înțeles că a fost pus în discuție și creionat un proiect de hotărâre în acest sens, dar nu a intrat pe 18 în ședința de Consiliul Județean din lipsă de fonduri. Urmând ca în luna iunie să mai fie o ședință de Consiliu, așa am primit o informație neoficial, cum spuneți dumneavoastră, pe surse, că în iunie va fi o ședință care va cuprinde și acest acord de parteneriat cu Primăria Roman pentru finanțarea unor obiective de interes județean, respectiv aparatul de radiologie de la Spitalul Municipal de Urgență din Roma. Pentru că, așa cum am spus, trebuie să avem încheiate toate documentele și recepția finală a acestui obiectiv pentru a-l pune în funcțiune. Iar clauzele contractuale spun că noi trebuie să facem această recepție după ce putem obține acordul că îl putem plăti. Și asta era, nu neapărat, nu, plata nu se va face imediat ce vom obține finanțarea, urmează celelalte demersuri care se vor face, obținând întocmirea tuturor documentațiilor, iar ulterior, după ce toate acestea vor fi finalizate, se vor depune la Consiliul Județean pentru tranșa a doua de bani de 482.000. Ce veți face dacă noul legislativ județean nu va fi... Eu nu știu acum dacă e momentul să discutăm aspectele astea, că aș putea poate duce discuția în altă zonă și în momentul de față e cam delicat fiind altă perioadă. Am să evit acest lucru și o să discutăm poate în alte tipuri de emisiuni acest subiect. Eu oricum vă mulțumesc pentru interesul dumneavoastră și pentru susținerea pe care ați făcut-o la nivelul Consiliului Județean și eu le mulțumesc celor care ne-au sprijinit de-a lungul timpului să facem ceea ce am făcut la Spitalul Municipal de Urgență Roman, tuturor, indiferent de la ce instituție fac parte. Și încă o dată, Spitalul Roman este spitalul în județul Neamț, Spitalul Roman rezolvă cazuri în județul Neamț și cred că toți cei factorii de decizie din județul Neamț trebuie să înțeleagă acest lucru. Prin scandalul biocidelor de la Hexifarma, domnule director al activei, nu puteți un pic explica contextul în care s-a încheiat acest contract cu, tocmai cu această firmă, Hexifarma? Au venit de undeva presiunea asupra dumneavoastră? Nu vă pot explica, nu vă veniți media. Cine și cum, în ce condiții, de câți ani vă vibrează? Ce știți dumneavoastră, știu. Și pe doamna doctor Andrici, ca și chirurg, vă întreb dacă s-a simțit faptul că aceste biocide erau îndorite cu apă chiară. Da, să încep. Noi avem o notă informativă de la doamna doctor Melinte, care este medic primar epidemiolog, doctor în științe medicale, epidemiologul spitalului, da? Care dumneei ne-a spus, ne-a dat, făcut o adresă în care spune că ne informează că alegerea produsului biocid utilizat în secțiile spitalului pentru respectarea regimului igienico-sanitar și antiepidemic și prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale în spital este în competența SCIPIN-ului. Criteriile... Compartimentul de infecții nosocomiale în spital. Criteriile importante de alegere a produsului biocid sunt
spectru de activitate adaptat obiectivelor fixate, timpul de acțiune, remanența cât mai mare pe suprafețe, să fie compatibile cu materialele pe care se vor utiliza, gradul de periculozitate pentru personal și pacienți, să fie ușor de utilizat și să fie stabile în timp, să fie biodegradabile în acord cu cerințele de mediu și să fie rezonabile ca preț. În luna aprilie 2011 a fost organizată licitația pentru produse biocide și pe multe poziții a corespuns criteriilor din caietul de sarcini firma Hexifarma și alte firme de dezinfectante. La licitație s-a avut în vedere prețul mai mic a produsului colaborat cu calitatea acestuia. Până la expirarea contractului s-au folosit produsele firmelor contractante. În toată această perioadă am efectuat autocontrolul circulației germenilor patogeni în secțiile spitalului, prin care am verificat eficiența produselor biocide, precum și modul de utilizare a acestora de către personal. Rezultatele autocontrolului sunt în limitele admise. După expirarea contractului s-a mers pe achiziție directă, deoarece suma plătită pentru produsele biocide nu depășea plafonul pentru achiziția directă. Și urmează în timpul apropiat să derulăm altă licitație pentru produsele biocide, caietul de sarcini fiind pregătit. Asta este... Deci de pe 9 mai, mai exact, am folosit produse de la alte firme. De la Intercop, de la Synergy, de la Brown, Trident, firme care sunt agreate de minister. Ministerul a publicat o listă cu multe firme. Da, bine, și Hexifarma, într-adevăr, era agreată de minister, dar acum este exclusă. Dar ponderea era Hexifarma, nu? Înainte de tot scandalul, da, ponderea era. Na, în 70-80% erau Hexifarma produse. Dar chirurg a simțit faptul că substanțele astea sunt diluate, că... Deci, noi, ca și chirurg, chiar am mai explicat, deci intru în sală să operez, ne spălăm pe mâini. Chiar dacă m-am spălat pe mâini cu săpunul Hexifarma, să dăm exemplu, în momentul în care trag mănușele, îmi iau mănușele sterile, noi ne punem mănușele sterile ca și cum suntem nesterili. Da? Deci nu atingem partea exterioară a mănușei. Deci din start trebuie să ne îmbrăcăm steril. Halatele sunt sterile. Apoi, instrumentarul, pe lângă că este dezinfectat cu soluțiile respective, este sterilizat, este dus, pus la autoclavare la 180 de grade. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu putem spune că nu sunt sterile sau noi nu operăm steril. Dezinfectantul, că acum dacă luăm toate produsele, iodul tot de la Hexifarma era achiziționat. Ar fi trebuit toate persoanele care au fost date cu iod să nu fie dezinfectate, nu? Și produsele, aș putea spune că erau unele din ele chiar și iritante. Deci noi, ca și chirurgi, am făcut de atâtea ori dermatite pe piele. Deci n-aș putea spune că era apă chioară. Dacă era apă chioară... Acum vreo câteva luni eram cu ochii umflați, da, tot de la produsele lor. Da. Bine, dar asta poți să faci alergii și la altele, nu neapărat la... Da. Anual cam cât luați de la Hexifarma, cât de la restul? 70-80% a spus. Da. Ce cantitate și valoare? Cantitate și valoare. Cantitate. Noi nu avem acum calculat o cantitate. Exact. Dar cam 70% din... Bun, dar primul contract măcar pe cel din 2011, pe acea licitație, aveți un total la acel contract pentru toate produsele? Da, este. Sigur, putem să o facem o situație. Nu, da, acum, nu, în momentul ăsta nu am, ca să nu vă dau o cifră eronată. Dar vă dați seama dacă spune că erați încadrat în achiziție, nu erau niște sume foarte mari. Dar o să vă prezentăm o situație. Dacă... care au tot crescut în timp și voiam să vă întreb dacă
în primii ani, 2007-2013, au fost niște sume modice și asta înseamnă că spitalul a cumpărat foarte mult din altă parte, pentru că erau cantități foarte mici. Din 2013, sumele s-au ridicat foarte mult către hexiparma și pe dumneavoastră mă întreb, domnule Chiloie, că doamna Aleciu nu era la conducerea la acel moment. Ce s-a întâmplat? V-ați reorientat odată către hexiparma? Nu, n-aș putea să... Nu știu de unde aveți informațiile. Eu, din ce știu eu de când sunt aici în instituție, firma aceasta livra dezinfectant. Deci eu când am ajuns aici, erau contracte încheiate cu Hexifarm. Nu mai știu, dar și nu, toată valoarea ca și valoarea a dezinfectanților cumpărați s-a dublat într-o perioadă ulterioară, pentru că și noi am fost, prin intermediul doamnei Melinte, mi-aduc aminte cu ceva ani în urmă, s-au făcut referate pentru creșterea cantității de dezinfectanți, având în vedere că reușeam să ne încadrăm în previziunile bugetare și aveau nevoie de cantități mai mari pentru a putea acoperi tot întreg spectrul de activitate, astfel încât creșterea de care spuneți dumneavoastră, mi-aduc aminte că există, nu este o creștere spectaculoasă, într-adevăr este graduală, dar nu mai știu, am folosit și în perioadele acelea și alți, din ce mi-aduc eu aminte, dar ca să nu vorbesc, vă pot spune la o conferință ulterioară, au mai fost luați și de la alte firme, dar firma Hexifarm a exista, eu am găsit-o, cum să zice, pe românești, am găsit-o aici, să zic, ceva de genul. S-au făcut ceva presiune asupra dumneavoastră pentru că nu. Eu am primit niciodată informații din niciodată. La medicii de familie, nu știu asta. Privat, că nu. Direcția de Sănătate Publică de la Neamț, prin doamna doctor Căiescu, dacă nu mă înșel, să nu spun prostii, dar doamne suficient de inventar numele directorul, făcea presiuni ca numai de la această firmă să se achiziționeze și chiar au fost obligați să achiziționeze o serie de produse aproape de expirare. Deci nu e așa ceva. Nu știu. Da. Nu știu de unde știți dumneavoastră. Nu, chiar, nu, eu vă spun ceea ce... Care e? O singură întrebare mai am și tot pe cifre, nu pe surse. În 2013 ați plătit 115.000 către Hexifarm. Reprezintă o treime din suma totală pe care ați plătit-o către această firmă în 8 ani. Adică în 2014 ce s-a întâmplat? 2013. Nu știu, deci chiar în momentul ăsta nu știu ce să vă spun, dar vă promit că conferința următoare vin cu o situație exact cât s-a luat în fiecare an, de la cine și cât s-a luat. Pentru că e clar că... Deci nicio problemă. Sigur că da. La un moment dat au fost niște îndoieri, deci, s-a renunțat. A, nu știu de așa ceva. Nu. N-au fost. Eu personal nu. Nu știu ce să... Nu, adică nu vă pot spune pentru că... Eu nu... Da, în fine. Nu știu ce... Ce știți dumneavoastră, eu vă pot face o situație și atunci o să vedeți exact care și de cât s-a luat și în fiecare an, fără niciun fel de probleme. Recomandarea a venit pentru această firmă din partea doamnei doctorului, nu să înțeleg, adică specialistul a venit și a zis, ia de acolo sau dumneavoastră, aici de fapt e întrebarea. Deci specialistul face caietul de sarcini. Da. Specialistul este cel care știe exact ce produs trebuie folosit. Întrucât în 2011, cum v-am zis, s-a făcut licitație și firma a fost cea care a câștigat, că a avut prețul cel mai mic, s-a mers pe produsele Hexifarma. Ulterior, după ce s-a terminat, s-a mers pe achiziție directă, iar din câte am înțeles eu, negocierea a fost că au lăsat și mai mici prețurile. În momentul în care s-a mers pe prețul cel mai mic, că abia acum, în iunie, vor să schimbe legea achiziției și să fie preț-calitate. În momentul în care noi trebuia să mergem pe prețul cel mai mic, normal că s-a mers pe produsul Hexifarma și când la nivel național nu au fost discuții... Asta vreau să vă întreb. Nu v-ați pus întrebări de ce, dacă este atât de mic, este și bun? Nu, că atâta timp cât autocontrole n-am avut probleme, ce întrebări să-ți pui? Dacă autocontrolul păi a ieșit... Păi prețul, da, dar testele de verificare erau ok, autocontrol n-am avut probleme atunci. La alte conferințe de presă mi-ați mai relevat un aspect. Că firmele acestea de furnizare a materialelor sanitare vin la dumneavoastră cu...
o serie de mostre care sunt atunci la când se la procedură. Sunt ok. Da. După aceea, pe măsură ce livrează, acestea scad calitatea și sunt din ce în ce mai slabe produse. Cui revine responsabilitatea primirii acestora și ce faceți în cazul în care... Deci există comisie de recepție la nivelul spitalului, de recepția materialului sanitar. Se recepționează materiale cantitativ și calitativ. În momentul în care nu corespunde și secția vine cu un referat, se face referat către firmă, se aduce la cunoștință că ele nu corespund cerințelor din caietul de sarcini și se discută și se returnează. Și vine firma următoare. Cam câte asemenea? Au fost câteva, nu știu, așa în decursul unui an, să vă spun, avem de la aprovizionare, ar putea să ne spună, dar sunt. Au fost pe tifon, pe seringi uneori, nu au fost piston etanș, tifonul nu a respectat grosimea, greutatea pe metru pătrat, că se face o analiză din punct de vedere calitativ al tifonului. Mănușile uneori au mai fost probleme, da, dar s-au discutat cu firme, dacă firma și-a asumat că a fost o problemă de luat, a fost ok, dacă... Îmi spuneați într-o știre anterioară că va veni un nou plan de managerierea infecțiilor nosocomiale. Cu ce schimbă el ceea ce făcea până acum și dacă dumneavoastră v-ați gândit într-un fel să rezolvați problema aceasta a vizitelor aparținătorilor, să faceți niște camere speciale, să faceți nu știu ce soluții să găsiți, pentru ca să nu mai vină cele de stradă, să se așeze pe patul bolnavului și așa mai departe, cu toate inconvenientele de care discutam. Tocmai de asta și domnul Victor stă la intrare și nu lasă să intre aparținătorii decât în timpul programului de vizită. Tocmai portarul. Portarul. De la serviciul de pază. De la serviciul. Cum cel mai? Cum îl știți dumneavoastră ca cel mai? Cel mai cum? Cel mai tare portar e român, auziți. Da, și noi chiar dorim să achiziționăm, sunt niște papucași, de fapt e o folie, ca un stretch, care pui piciorul și se mulează pe papuc să stea exact la garderobă, la triaj, fiecare... Nu mulți ai pacient sau aparținător, fiecare persoană care intră în spital să poată fi, să-și pună acei papucași și în felul ăsta mizeria de pe papuc nu mai este transmisă pe holurile, pe coridoarele spitalului. Pe fiecare secție, la intrare, sunt halate de unică folosință, încât aparținătorul care vine în vizită trebuie să-și pună acest halat. Halat care, într-adevăr, sunt dăți când îl dau jos și se așează pe pat fără. Dar tocmai din cauza asta sunt doamnele infirmiere care urmăresc și spun aparținătorilor să folosească. Halat intră el în aparținător? În mod normal, nu. Că noi achiziționăm halate. Se lasă și este o cutie acolo. Este o cutie în care se aruncă. Da, în care se aruncă. Într-adevăr, dacă vine un aparținător și nimeni nu este pe hol să-i spună, domnule, aia e cutia cu halatele aruncate, îl ia și îl... El îl pune la loc, pentru că așa consideră că trebuie să-l pună la loc. Bine că nu pleacă. Să facă o economie. Să facă o economie, da. Că așa se... Am în vedere că probabil că peste 150 de oameni intră în spital fiecare zi să vadă pe cineva, nu așa, papucii și cu halatul pentru fiecare persoană. Da, implică costuri, dar ar fi mai ușor și pentru noi, pentru că vă dați seama, și curățenia s-ar păstra altfel atunci. Și dacă oamenii ar înțelege, să respecte și acel program, pentru că noi am stabilit că pentru cei care sunt foarte gravi, cu acceptul medicului, să poată intra să fie vizitat, iar ceilalți care se pot deplasa să vină în hol, în timpul programului de vizită, și acolo să se facă întâlnirea cu familia. Dar, știți, noi ducem destul de greu munca asta de lămurire a aparținătorului să înțeleagă, pentru că este pentru binele pacientului. Să fie făcute pe hol, să înțelegem, pentru cei care sunt deplasabili, ar trebui să se întâlnească pe hol. Da, păi ați văzut că la fiecare nivel noi am pus acele banchete și câte o măsuță, practic alea
pentru asta este rolul acelor banchete și măsuțe. De întâlnire cu familia. Poate ar trebui și niște măsuri de... Păi, cum spunea și doamna manager, acele aparate pentru papuci, cât de cât să fie igienic, pentru că ați văzut, vin din tot felul de medii, mai ales când e vremea rea afară, plouă, ninge, ei intră și da, e important. Da, mai mulți vor la capul bolnavului să meargă, să se așeze de pat. Da, dar să știți că nu, deci oamenii trebuie să înțeleagă că nu-i fac un bine. Pentru a merge pe pat, a venire afară, oricât îți iei acel halat de protecție, da? Cât poate să te protejezi? Acum haideți să vorbim... Dacă nu ne-am spălat pe mâini de... Exact. Nu ne spălăm pe mâini. Da. Deci... Vremea a fost prim manager, doamna doctor Bărânceanu, se vorbea la un moment dat de un spațiu de relaxare undeva la parter pentru medici, pentru asistente. Știu că nu e o prioritate, da? Să mai vedem și partea bună. Da, e adevărat. Mai există un astfel de... de proiect, un fel de cafenea, o bibliotecă, nu știu cum, nu mai țin exact care erau. Proiectul mai există, dar așteptăm întâi să terminăm investițiile prioritare pentru spitalul nostru, să definitivăm secțiile. Personalul n-ar fi o prioritate. Bineînțeles, da, dar în primul rând pacienții, să zicem, să definitivăm secțiile, urmând ca ulterior să reluăm proiectul. Avem în vedere măcar o sală neapărat cafenea pentru servit masa. Am gândit în blocul alimentar o sală pentru personal de a servi masa. Contra deci, cost, la prețuri... Contra cost, la prețul... Da, da, da. Deci avem și proiecte din astea, dar... Știți cum e, în curând. Sunt lucruri mai prioritare și atunci ne gândim în primul rând la pacient. Nu că personalul nu merită sau nu ar trebui... Spuneți proiectul cu policlinica de conexiune mai insultat cu medicii. Am înțeles că undeva spre sfârșitul lunii iunie urmează să fie finalizat studiul de fezabilitate sau prefezabilitate, care ne poate da câteva indicii de cost și de soluții. Da. Și după care ne vom întâlni la fel cu spitalul, primăria, cu cei care activează în policlinică, să stabilească cam cât ar costa și care ar fi forma juridică de parteneriat pentru a putea demara. Nu, din ce am înțeles că nu vor respinge, că și intenționează să reabiliteze spațiile, să fie condiții bune de pentru pacienți și pentru ei, eficiență termică, izolație și, în rând, igienizare. N-am terminat, domnule, fără mai am o întrebare, dacă nu vă supărați. Vreau să vă întreb ce investiții importante ați mai făcut anul acesta în afară de aparatul de urgență, ce sume ați mai cheltuit pentru ce aparatură? Avem o listă la începutul anului, dar care în momentul de față e în stand-by, pentru că așteptăm să vedem care va fi finalizarea aparatului de radiologie. În cazul în care nu vom obține această finanțare, va trebui să renunțăm și să redirecționăm banii spre acest aparat de radiologie pentru a putea finaliza investiția, că nu putem lăsa. Și următoare priorități care ar fi? Investiții sunt prioritare mereu în ceea ce înseamnă dotarea și acum am avea nevoie și din câte știu eu și pe oftalmologie de un aparat în sala de operații, ar fi nevoie și de un röntgen mobil, la fel în blocul operator, aparat de eco, cort, discutam. Deci necesar de dotare ar fi, deși am încercat să acoperim, știți cum e, niciodată nu avem suficient. Pentru neonatologie am trimis. Au mai venit agenții economici să vă întrebe, să contribuie vis-a-vis de investiții? Am primit chiar în debutul acestui an o donație, un ecograf pentru secția chirurgie și deja este în funcțiune să... Și cu această ocazie mai mulțumim o dată sponsorului pentru această donație. Important. Ne apropiem de 31 mai, ziua internațională împotriva fumatului. Doamna Vineta, am înțeles că sunteți unul din adversarii în rășunața ei. Nu, respectăm legea. Cum ați aplicat-o? Unde puneați acum bolnavii? Că știam că înainte de fumea că ieșeau în stradă. Unde puneați medicii? Nu se fumează. Nu se fumează. Nu se fumează în spital.
Nici pentru personal, nici pentru pacienți. Atât teoretic. Și teoretic și practic. Atâta timp cât legea nu prevede că suntem obligați să asigurăm spații pentru fumat. Noi am tot fost pe secții și am adus la cunoștință îndeplinirea legii. Noi vedem legii. Peste drum. Dar e problema lor. În fiecare secție. Ei știu că nu au voie să părăsească centa spitalului și că nu au voie să fumeze. Nu, nu, n-a fost nicio amendă. Referitor la discuția care ați spus legat de secția de chirurgie, am în față procesul verbal din data de 20.04.2016, în care vă dau citire, da? Subsemnații dr. Maria Andrici, manager, economist, Leonata Chiriloae, director financiar contabil, dr. Melinte, medic coordonator, am verificat îndeplinirea notelor informative privind respectarea legii 15/2016 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor de tutun în spital. A fost verificată secția de chirurgie. Conform articolului 3 a acestei legi, se interzice complet fumatul în instituțiile sanitare. În data de 18.03.2016, nota informativă privind interzicerea fumatului a fost prelucrată cu medicii secției sub semnătură personală a fiecăruia. În data de 5.04.2016 a fost prelucrată cu asistentele, infirmierele și îngrijitoarele sub semnătură personală a fiecăruia. La verificarea secției s-a constatat prezența fumului de țigară și a scrumierei cu resturi de țigară în camera de raport medici. În camera de raport erau prezenți medicul șef secție dr. Arvătescu, dr. Iftimie, dr. Scarlat, dr. Hârțan. Față de cele constatate, se impune respectarea legii 15/2016, nerespectarea acestuia atrage următoarele sancțiuni. Sancțiunile ce pot fi stabilite de angajator sunt sancțiunile disciplinare prevăzute în codul muncii. Avertisment scris, retrogradare din funcție, reducerea salariului de bază pe o durată 1-3 luni cu 5-10%, reducerea salariului de bază și sau după caza a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%, desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Cu excepția avertismentului scris, toate celelalte măsuri disciplinare necesită efectuarea unei cercetări disciplinare înainte de a fi aplicată. Legea prevede sancțiuni pentru persoanele fizice care fumează în spațiile în care fumatul este interzis, amendă contravențională de la 100 la 500 lei. Persoanele juridice care administrează spațiile în care fumatul este interzis, amendă contravențională 5.000 lei la prima abatere, amendă contravențională de 10.000 lei și suspendarea activității până la remedierea situației la a doua abatere, amendă contravențională de 1.500 lei și închiderea unității la următoarea abatere. Toate astea au fost aduse la cunoștință, medicii chirurgi care au fost prezenți au semnat, urmând ca ulterior, dacă se va mai întâmpla, să respectăm. Nu, chiar. Era fumul de țigară, era scrumiera, dar nu fuma nimeni. Da, tocmai. Și nu ne puteam, ce să dăm, avertisment scris la toți? Prin excludere, da. Haideți să vă aducem la cunoștință și un eveniment fericit, că văd că vorbim numai de lucruri mai puțin plăcute, care a avut loc chiar în ziua de în care se sărbătorau Sfinții Constantin și Elena, deci în data de 21 mai, la secția de obstetrică ginecologie s-a născut un copilaș cu greutate de nici mai puțin, nici mai mult de 6.000 de grame. 6 kilograme și 6 grame. Fetiță. Este un caz mai rar. Am mai avut în istoria secției de obstetrică ginecologie discutând cu doamnele doctor copii cu greutate mare, macrozomi, cum îi numim noi, dar cel puțin în ultimii ani de când sunt și eu la Spitalul Roman, nu am mai auzit cu greutate de 6 kilograme, 5 kilograme și jumătate fiind maxim. Cezariană. Cezariană, pentru că datorită greutății copilului era mai greu de dus nașterea naturală. Nu știu să vă spun, o să mă interesez. Lungimea copilului 56 cm. Copilul a fost născut la termen. Ce să vă spunem, am discutat cu doamnele doctor din secția de neonatologie, care îl urmăresc fetița, pentru că, deși acești copii au o greutate mare la naștere, au o adaptare dificilă la viața extrauterină,
fiind pasibil de a dezvolta niște complicații de genul hipoglicemiilor, hipocalcemiilor sau trombocitopeniilor. Bineînțeles, se verifică periodic valoarea glicemiei, așa cum am mai spus, fiind copil cu greutate mare la naștere, dar în momentul de față am înțeles că fetița s-a comportat bine la viața extrauterină, s-a inițiat alimentația parenterală și alimentația cu lapte de mamă și funcția renală este bună, copilul este ținut în continuare sub observație. Mama nu avea diabet, este într-adevăr o doamnă cu o greutate mai mare, cu obezitate și hipertensiune. A fost suspicionată de, sau mai bine zis, verificată, s-a verificat glicemia, s-au făcut toate testele pentru glicemie, dar glicemia este normală, deci nu este o persoană cu diabet. Nu știu, dar mă pot... Roman, da.